Festivalul muzical de toamnă a avut o primă ediție cu totul surprinzătoare. Este prima dată când un salon de estetică ajută la organizarea unei manifestări culturale. Și cum tema serii de sâmbătă erau anii 20, hairstylistele de la salonul Latitude le-au aranjat pe fetele din ansamblu Charleston după moda vremii. Îți place ce ți-au făcut doamnele de la salon? Foarte mult. Coafura sau machiaj? Ambele sunt foarte frumoase. Da, îmi place foarte mult, a fost o experiență. Îmi place foarte mult, în primul rând, că sunt bucle și, în primul rând, îmi place foarte mult și movul și că într-o parte, îmi place foarte mult. Am părul creț, îmi ador părul creț și mi-e foarte bine. Este o perioadă în care femeia și-a descoperit puterea, independența și feminitatea și, nu în ultimul rând, feminismul. Acest lucru este evidențiat prin ținute lejere, prin părul ondulat, prin faptul că dorea să-și etaleze această frumusețe nu într-un context oarecare, ci în cluburile de jazz, dansând Charleston. Se regăsesc foarte multe accente, cum ar fi buclele se poartă în continuare și din ce în ce mai mult avem cerințe de bucle, aranjaturi lejere, împletiturile iară sunt un accesoriu care se poartă. În anii 20 era, în moda anilor 20, se folosea foarte mult pene, pietre, sclipici, deci era foarte accesorii. Da, multe accesorii se iasă în evidență, care se păstrează și acum. La acest spectacol am avut sprijinul Casei de Cultură, care a preluat acest ansamblu și ne-a oferit posibilitatea de a avea și costume noi, ceea ce pentru ele este într-adevăr o plăcere și pentru noi ne-a scutit de dificultatea găsirii costumelor pentru fiecare spectacol. Iar faptul că salonul ne-a pus la dispoziție coafurile face ca totul să fie cât mai real, cât mai aproape de anii 20. Când totul a fost pregătit, a debutat și manifestarea culturală găzduită de Palatul Magna Curia. Primii au ieșit în fața publicului micuții din corul Arlecchino al Liceului de Arte. A venit apoi rândul celor din ansamblu Charleston să încânte publicul cu dansurile anilor 20. Încântat, publicul a susținut ritmul cu aplauze. A fost mai greu pentru băieții din anii 20? A fost puțin mai greu, cred că. Pentru noi însă este ceva nou și chiar ne place foarte mult ceea ce facem. Seara intitulată Vă plac anii 20 a fost doar o parte a festivalului muzical de toamnă. O manifestare pe care organizatorii au văzut-o ca pe un eveniment organizat în jurul turneului național susținut de celebrul violonist Răzvan Suma. Sute de iubitori ai muzicii au ținut să participe la prima ediție a festivalului și s-au declarat încântați de fiecare moment. Mi-a plăcut foarte mult, a rămas cu o impresie bună și mi-aș dori pe viitor să se mai repete asemenea amvergură. Do you like this evening? Yes, very enjoy it. So wonderful. Very good. Enjoy. Vârful este violoncelistul Răzvan Suma cu turneul Vă place Brahms, dar am construit de asemenea cu bandul Old Dixieland Band din Timișoara un moment Vă plac anii 20, o seară întreagă, și am prilejuit și debutul orchestrei de cameră Juventa din Deva și Hunedoara. Iată, cu forțe reunite s-a reușit o orchestră de cameră. Seara a fost încheiată de Old Dixieland Band cu hituri tot din perioada anilor 20.